Privește că sunt curios să aflu ce se spune pe socoteala mea, mai ales de amici, ca să știu cui să mă încrez, cum să mă apă. Mai luăm câte una? Mică? Da. Băiete, două mici. Bine, bine. Eh? Eh? Ei, ce spune amic? Nu te poate suferi. Nu știu cum venise vorba de oameni deștepți. Și zic eu, uite, Mache e băiat deștept. Că tu știi că te-am considerat totdeauna ca foarte deștept. Că mi-ești amic. Fiindcă mai la urmă să-mi dai voie să spun, n-am niciun interes să-ți fac curte. Acum, ce să mai vorbim? Te cunoști și mă cunosc, slavă Domnului. Toate defectele le pot avea. Dar trebuie să mărturisesc tot că am și o caritate. Sinceritatea. Și spun sincer că mi-ar părea foarte rău să vie tocmai amici și să zică, mă înțelegi? Bine, moșel, cine zice? Tu? Eu? Văd că te uiți la mine așa, cu un aer care de. Parcă vrei să zici că nu mă crezi. Mai întâi ce să crezi? Că nu mi-ai spus nimic. Ai spus că unul dintre amicii cu care erai aseară la Fosbor nu mă poate suferi. Și că tu ai susținut că eu sunt deștept. Am susținut, firește. Dar amicul care nu mă poate suferi? Păi tocmai la asta vreau să ajung. Dar dacă mă întrerup mereu... Uite, vezi, ăsta e costurul tău, întrerup. E, ia ca nu mai întrerup. Spune, ascult. Când am zis eu că ești deștept, mai întâi a zâmbit așa... Adică prost ești mie. Formă zice, o fi deștept, nu zic, dar e cam zebzec. Zebzec? Zebzec. Ei, după ce mă judecă dumnealui pe mine că sunt zebzec? După multe, care le zicea el. Cam ce? Că ți-ai neglijat-o de una slujbă. Nu-i te fărat. Că era studiat afară până acum de vreo 3 ori. Minte! Că joci cărți și râd toți de tine ca de o mazetă. Eu? Mazetă? Că bei. Ce beau? 2-3 pahare de bere pe zi? Că te-ai însurat fără zestre. Treaba mea! Ce măcar? Mă rog, ție, cine-i măgarul ăsta? Aș vrea să-l știu. Te-am spus de la început că nu ți-l spui. De ce să nu-mi spui dacă zici că mi-ești amic sincer? Ca să mă pui de față? De onoarea mea că nu. Îți jur pe cea mai scump că nici n-am să-i pomenesc vreodată. Vreau numai să-l știu ca să mă feresc de el și să-l desprețuiesc. Nu se poate, Machi. Pe onoarea mea, mă rog, ție, spune-mi. Uite, vezi, ăsta e costurul tău. Ești indiscret. Înțelege românește că nu ți-l spui. Eu am toate defectele, câte poftești. Dar trebuie să mărturisesc toți că am și o calitate. Sunt discret. Mie nu-mi place să umblu cu prost. Atunci dăm voie să spun că nu mi-ești un amic cum te credeam. Eu nu sunt amic ție. Eu. Bravo. Mersi. Mersi pe un amic. Dacă sunt eu prost și spui, de-aia că atac. Și altă dată să-mi dai cu tifla dacă ți mai spune ceva. Băiete, încă două mici. Și numai atâta a zis amicul de mine? A zis mai multe. Dar în sfârșit ce-ți pasă? Nu-mi pasă nimic. Dar sunt curios să aflu până unde merge miseria omului. Zici că mi-e amic? Bun. Amic de aproape? Da. Și ce mai zicea? Nu-ți mai spui că te superi. Că ăsta trebuie să mărturisești și tu, e costurul tău. Te superi. Pe onoarea mea nu mă supăr. Zicea de nevastă, că... Că ce? Că, în sfârșit, prostii, ce să-ți mai spui? Da, dar i-am tăiat nasul. Nu-ți permit, mă înțeles, să te atingi de onoarea femeii amicului meu? Cum, de onoarea nevestii mele? Că e prea frumoșică și prea tânără pe lângă tine. Că te-a luat fiindcă era săracă, dar... Dar ce? Că la teatru mereu. Zic că are loje gratis. Dar zice el, cu bicicleta la șosea de 2 ori pe zi, dimineața și seara, tot gratis, zic eu. Dar vara la Sinaia, tot gratis, zice el. De unde atâta lux? Mare canalie. Și pe urmă a făcut aluzie aproape pe față la un alt amic. La cine? Nu spun. Ascultă-mă, Rache, să știi că mă supăr serios. Trebuie numai adică să-mi spui. Dacă nu vreau? Trebuie să vrei. Auzi? Fiindcă îți fac palme, mă înțelegi? Uite, vezi? Ăsta e cusurul tău. Ești violent. Cusurile, cusuri, numai decât să spui la cine a făcut infamă aluzie. Vrei numai decât să știi? Da! La fănică!
La bărbatul sorii nevestii mei? La cumnatul meu? La fănică, la cumnatul tău. Miserabilul, canalia cine e? Trebuie să-mi spui numele lui. Uite, vezi, ăsta e... Nu vreau să știu nimic, trebuie să-mi spui. Dacă nu vreau... Stai palme, mă înțelegi? La poftim! Mamă, nu mă la pămâne așa repede că... Auzi, dumneata, dar nu strici tu, eu stric. Vin și dau de știre să te ferești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zevzec. Și te atrag atenția asupra ce spunea lumea despre onoarea ta și a nevestii. Și tu, în loc să mulțumești, te rătui de mine. O să mă faci altă dată să te evit. Care va să zic că nu vrei să-mi spui? Nu. Mersi. Bună seara. Bună seara. Mare secătură ești, amice Lache. Mă faci să-mi pierd noaptea până despre ziua ca să te aștept ca un caragios la Cosman. Mă rog, ți-e scuză, mă, era zdrobit de oboseală. Nu mai putem? Am stat să mă odihnesc și o noapte ca oamenii. M-am culcat azeră de la 8. Care vă zic că ne-ai urcat de vreme. N-ai postat noapte la Cosman. Acolo știu cine e amicul. Poftim! Uite, vezi, ăsta e cusurul lui. E măgar și violent și n-are manieră.